Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Noul prim-ministru Marcel Ciolacu a pornit în forță la lupta cu realitățile economice. Destul de dificile să recunoaștem. Dânsul e hotărât să oblige prețurile să scadă și pentru asta anunță că e gata să dea chiar și o ordonanță prin care să facă economia să funcționeze potrivit filozofiei sale. La prima lui ședință de guvern ca prim-ministru, domnul Ciolacu a declarat că urgența maximă este adoptarea, stabilirea unei, citez, scheme de reducere a daunurilor comerciale la anumite produse alimentare de bază. Citez, efectul aplicării acestei idei va fi scăderea prețului la câteva alimente vitale în orice gospodărie, a spus domnul Ciolacu. Iar ieri, nu știu dacă înainte sau după ce s-a plimbat cu metrou, oricum, după o primă întâlnire la guvern cu mari retaileri, purtătorul de cuvânt al PSD, Radu Oprea, a explicat că nu s-a ajuns deocamdată la nicio concluzie, dar că guvernul ia în calcul fie plafonarea adaosului comercial la anumite produse, fie suspendarea comisioanelor pe care le percep mari retaileri, comisioane pe care guvernul le numește taxe, adică taxele încasate de retaileri. La telefon este analistul economic Bogdan Glăvan. Bună dimineața! Bună dimineața! Acum, aș întreba de ce credeți că, mi se pare logic să întreb asta, de ce credeți că guvernul vrea să limiteze adaosurile comerciale sau să scadă prețurile doar la alimentele de bază, adică cu restul ce are? De ce nu dă ordonanță de urgență pentru stabilirea prețurilor mai mici la tot ce se vinde în România? Eu v-aș completa întrebând următoarea întrebare retorică. De ce nu a avut același discurs anul trecut cerând companiilor din energie din subordinea lui, adică a guvernului, să micșoreze marginile, să micșoreze rata profitului și așa mai departe? Pentru că dacă ne uităm în datele contabile, vedem că o singură companie din energie a statului român, da, hidroelectrica, nuclear electrica, ce doriți dumneavoastră, are profit mai mare decât toate profiturile cumulate ale tuturor supermarketurilor din țara asta. Dar cine încasează profitul de la hidroelectrica? Statul român. Aha, ok. Da, deci, noi aici asistăm la o ipocrizie. Hidroelectrica nu votează, domnul Glăvan. Da, asistăm la o impostură. Atunci când statul român avea posibilitatea să reducă într-adevăr inflația, da, nu a făcut-o. A căutat și a vânat speculanți, ne aducem aminte că era discursul cu speculanții care umflă prețurile peste tot, dar nu în propria curte. Deși ei erau în propria curte, chiar acolo. Companiile de stat care au virat zeci de miliarde de lei la bugetul statului. Acum se pare că a venit sezonul pentru a deschide vânătoarea de supermarketuri. Acolo ci că sunt speculanții, profiturile mari, marginile mari. Bun. Tehnic au posibilitatea la guvern să stabilească valori mari, maxime pentru adaosurile comerciale, dar cum se poate aplica și ce efecte va avea stabilirea asta a valorii adaosurilor comerciale prin decizie guvernamentală? Poate avea mai multe efecte pe termen scurt și în ceea ce privește produsele care vor fi selectate, vom vedea niște ieftiniri. Este destul de limpede, pentru că nimeni nu se joacă aici. Dacă guvernul își propune să ieftinească prețul unor produse, acel preț se va ieftini. Însă problema este ce stimulente creează această politică și care sunt celelalte consecințe care decurg de aici. Și dacă ne punem în locul magazinelor sau în locul unui procesator, s-ar putea să descoperim niște lucruri interesante. Ce am face noi dacă ar veni statul și ne-ar spune nu mai ai voie să mai obții profit din vânzarea de lapte sau de cartofi? Păi atunci aș încerca să-mi scot pârleala mărind marja de operare la restul produselor. Adică la vinete, de exemplu, sau la papuci, sau la pastă de dinți, sau la orice altceva. Pentru că mie nu-mi dă statul bani, eu sunt într-un business, eu fac profit. Dacă statul mă împiedică să scot profit dintr-o ramură cu un produs, eu atunci o să încerc să scot profit din alte ramuri, din alt produs. Este perfect natural. Deci, acest gen de măsuri nu va reduce rata inflației pe termen lung, da? Pentru că inflația se referă la ansamblul prețurilor, nu doar la prețul mâncării sau la prețul a 10 produse. Știți că au mai încercat și alte țări? Știu că în Ungaria a fost o măsură de asta de control a prețurilor. Cu ce efecte?
Da, s-a implementat și în Franța foarte recent. Una peste alta, practica europeană nu susține acest gen și nici organismele financiare internaționale, da, economiștii nu susțin acest gen de demersuri, tocmai pentru că sunt inutile și creează probleme suplimentare. În Ungaria, de fapt, unde s-a implementat cel mai dur control al prețurilor la alimente, avem cea mai mare rată a inflației la alimente din Uniunea Europeană. Deci, noi trebuie să înțelegem la modul sobru și științific chestiunea. De ce s-au scumpit prețurile în România mai mult decât în Franța sau decât în Germania? De ce prețurile la alimente cresc peste tot, peste media inflației? Răspunsul este cât se poate de simplu. Pentru că cheltuielile oamenilor se schimbă atunci când dau de greu. Și consumăm și francezii și nemții și românii cheltuie mai mult, încep să cheltuiască mai mult pe mâncare, pe bunurile esențiale. Și atunci structura prețurilor va reflecta, va oglindi această modificare a cheltuielilor. Deci este firesc, este logic ca prețurile la alimente să aibă o dinamică superioară mediei generale a prețurilor. Și lucrul ăsta nu se poate schimba decât topând inflația de ansamblu, oprind acest proces inflaționist, nu ducându-te cu măsuri administrative peste acest sector. Bun, dar de atâtea ori în istorie s-a dovedit în fapt, în realitate, că intervențiile statului în mecanismul de formare a prețurilor, intervențiile administrative pentru controlul prețurilor, au avut întotdeauna, absolut întotdeauna, efecte contrare. Au creat aberații pe piață, au creat mai multă suferință, până la urmă prețuri mai mari sau penurie. Este un lucru care s-a întâmplat de fiecare dată. De ce credeți că rămâne tentația asta din partea guvernanților? De ce insistă domnul Ciolacu cu această idee dacă este evident că nu va funcționa de fapt? Lucrurile sunt un pic mai nuanțate. Vedeți, am trăit și în România și cunoaștem și din Ungaria, cei care am fost un pic cu mintea deschisă, cunoaștem că acolo magazinele au început să raționalizeze anumite produse. Deci în momentul în care nu mai poți să scoți profit, în momentul în care ai de-a face cu o cerere mai mare, fiindcă asta se va întâmpla, dacă prețul la lapte sau la carne sau la ce doriți dumneavoastră se va ieftini, atunci evident că oamenii vor dori să cumpere mai mult. Iarăși, este logic, ăsta este și scopul măsurii, ca oamenii să cumpere mai mult. Bun, dar dat fiind că producția este tot aia, atunci înseamnă că supermarketul respectiv va fi nevoit să spună: nu cumpărați mai mult de un box de ulei, nu puteți cumpăra mai mult de 3 kg de zahăr. Da? Noi am cunoscut lucrurile astea chiar recent, deci ne este proaspăt în minte. Însă, guvernului nu-i pasă probabil de acest lucru, pentru că el știe că masa mare a votanților lui este exact cea care, să spunem, va avea de câștigat de pe urma unei măsuri ca aceasta, în vreme ce alți votanți care poate au de suferit, alți cetățeni care poate au de suferit, nu-l votează. Și poate, ca să vă completez, poate vor avea pe cine să dea vina că nu se găsesc produse, nu? Pe altcineva decât pe guvern. Adică, uite, domnule, guvernul a încercat, dar nenorociții aia care vor să facă profit și fac speculă, se împotrivesc și din pricina lor ne merge rău, nu din pricina măsurilor economice stupide. Evident că va continua să găsească acarul pe un mai departe. Eu i-aș îndemna pe toți cei care ne ascultă să-și pună numeroase întrebări pe care trebuie să le punem. Dar cum rămâne cu țăranii care vând produse pe marginea drumului? Cum rămâne cu țăranii și cu intermediarii care vând în piețe? Ei nu au scumpit produsele? Ba da, le-au scumpit. Da? Deci profitul lor nu a crescut, venitul lor nu a crescut, ba da, au crescut. Deci care e diferența dintre ei și un supermarket sau oricine altcineva? Niciuna. Și atunci care este sensul pentru care să blamezi o categorie profesională sau un segment al acestei economii pentru niște dureri pe care tu, statul însuți, le-ai provocat prin scumpirea nemăsurată a energiei? Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptare analistul economic Bogdan Glăvan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.